Nu greșim deloc dacă spunem că singurătatea este boala secolului, după cum sugerează titlul unei cărți recente. Secolul 21 este cu siguranță secolul cu cei mai mulți oameni afectați de singurătate. Îngăduiți-mi să vă rețin cu câteva date statistice. Chiar înainte ca pandemia să agraveze lucrurile, 3 din 5 adulți în Statele Unite declarau că se simt singuri. În Germania, 2/3 din populație consideră că singurătatea este o problemă. Aproape 1/3 din olandezi recunosc că se simt singuri. 1 din 10 suferind de o singurătate acută. În Suedia, aproape 1/4 dintre cetățeni susțin că se simt frecvent singuri. Iar în Elveția, 2 din 5 declară că se simt singuri uneori, adesea sau întotdeauna. În Marea Britanie, problema a devenit atât de gravă încât în 2018 primul ministru de atunci a numit un ministru al singurătății. Te face să zâmbești lucrul ăsta. 3/4 dintre cetățeni nu cunoșteau numele vecinilor din cartier, în timp ce 60% dintre angajații britanici declară că se simt singuri la serviciu. Iată o altă fațetă a singurătății. Datele rapoartelor pentru Asia, Australia, America de Sud și Africa sunt la fel de îngrijorătoare. În Tianjin, China, un bunic de 85 de ani, unul dintre milioanele de bătrâni singuri din această țară, a devenit celebru în 2017 când a pus următorul anunț într-o stație de autobuz. Om singur, de peste 80 de ani. Sper ca o persoană sau o familie de bună credință să mă adopte. Din păcate, după 3 luni, a murit. Au trecut mai bine de 2 săptămâni până când vecinii și-au dat seama că acesta nu mai era în viață. De la bătrân, dacă trecem în spectrul celălalt opus, în realitate și în mod surprinzător, tinerii suferă cel mai mult de singurătate. Concluzia este una singură. O citesc pe Norina Hertz. În întreaga lume, oamenii se simt singuri, deconectați și înstrăinați. Ne aflăm în mijlocul unei crize mondiale a singurătății. Nici unul dintre noi, oriunde ne-am afla, nu este imun. Oricât de șocantă ar fi această concluzie și datele pe care le-am prezentat, nu se poate să nu te întreb ce legătură au toate acestea cu predica de pe munte și cu fericirile pe care tocmai le parcurgem. Dacă ne aducem aminte, fericirile sunt dispoziții vindecătoare ale sufletului către sine, Dumnezeu și ceilalți. În timp ce primele 4 ne instalează în interioritate și în căutarea lui Dumnezeu, următoarele 4 ne direcționează înspre cei din jur. Ești fericit când te afli la capătul puterilor, spune Hristos. Când plângi pentru răul din propria inimă. Când ți-ai găsit împăcarea cu sinele tău, iată ADN-ul blândeții, de unde pleacă acea atitudine elegantă în relația cu ceilalți. Câtă vreme nu ți-ai pierdut apetitul sănătos după Dumnezeu. Și apoi se îndreaptă înspre ceilalți. Când demonstrezi milă, compasiune, empatie, am auzit săptămâna trecută, azi, când ai o inimă curată, săptămâna viitoare când respiri armonie în jurul tău,
Și la final vom vedea despre fericirea în momentul în care trăiești în integritate. Dar dacă ești cât de cât conectat cu aceste rostiri, nu se poate să nu te întreb ce legătură are inima curată cu singurătatea sau relațiile. Poate că nu întâmplător antidotul Mântuitorului e cultivarea empatiei, onestității, armoniei și caracterului sau integrității. Prin urmare, cea de-a doua tablă a fericirilor vizează calitatea relațiilor noastre. Iată, antidotul singurătății, spune Hristos, este empatia, vulnerabilitatea, armonia și întregirea noastră. Există studii de specialitate în țările dezvoltate care încearcă să investigheze indicele fericirii în viața unor oameni care au apucat o vârstă venerabilă. Fără excepție, la final de drum, oamenii se simt cu adevărat împliniți dacă au avut parte de relații semnificative în această viață. Ce înseamnă lucrul acesta? După cum citesc fericirile, Hristos nu improvizează. Nu vine cu soluții de avarie. Nu tratează simptome, ci merge exact în inima problemei și oferă soluții la rădăcina problemei despre care discutăm. Dacă m-ai urmărit cu atenție, te-ai gândit că inima curată nu prea are nici înclin, nici în mânecă cu relațiile. O să te contrazic în această dimineață. Compasiunea, reconcilierea, caracterul, o să spui clar, îs atitudini proactive, dar onestitatea, inima curată, care-i până la urmă legătura cu fericirea și cu relațiile? O să translatez această fericire provocator și simplu pentru noi în felul următor. Fericirea celor vulnerabili. O asemenea abordare ne creează cel puțin două probleme. Pare o contradicție serioasă pentru că onestitatea sau așa zisa vulnerabilitate de atâtea ori ți-a dat de furcă în viață. De câte ori n-ai avut de suferit pentru că ai fost deschis, pentru că ai împărtășit ceea ce simți și alții au abuzat de inima ta bună, sinceră, la nivelul relațiilor. Și de cele mai multe ori avem un instinct de conservare și în mintea noastră, în inima noastră, luăm o jurință, nu se va mai întâmpla așa ceva. Care uneori nu ne dăm seama cât de mult ne afectează pe termen lung, pentru că nu toți oamenii sunt ca unii care ne-au produs răni și dureri. Dar durerile sunt extrem de puternice și ne împiedică să ne deschidem, să fim reali. În al doilea rând, cuvântul onestitate creează foarte multă confuzie. Fiecare îl înțelege cum vrea și uneori poate fi folosit și într-un mod abuziv și într-un mod neglijent. De aia e nevoie de clarificare. Cu toate astea îmi păstrez linia și prefer cuvântul ăsta pentru că ne invită la o călătorie. Oare cum ar trebui să înțelegem atunci fericirea inimii curate? Iată cele trei traiectorii care ne sunt puse înainte. Inima curată nu este o inimă imaculată, ci o inimă curățită și vigilentă. Cred că asta a fost cea mai mare piedică pe care eu am întâmpinat-o în momentul în care am început să memorez, să mă gândesc la fericiri. Inima curată, fără de păcat, neîntinată, imaculată, îmi venea foarte greu să mă conectez cu această realitate. Dar mai apoi am înțeles că, de fapt, Hristos vorbește despre nevoia adâncă pe care a sădit-o Dumnezeu în fiecare dintre noi, care își găsește cel mai bine exemplificarea în rugăciunea lui David în poate momentul cel mai greu al vieții sale, după ce a păcătuit cu Batșeva, și ilustrează lucrul acesta în Psalmul 51:10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Cred că lucrul care m-a urmărit cel mai mult cu privire la versetul acesta a fost că am citit undeva, că la un moment dat Voltaire s-a apucat să scrie
o parodie la Psalmul 51. Și când a ajuns la versetul 10, pe care l-am citat, s-a oprit. Bunul simț, umanitatea, realismul de care dă dovadă David, l-a împiedicat și a închis notițele și a rămas neterminat acest proiect. Asta ca să vedeți, până și în viața unui om care a luat în derâdere biserica, a fost un opozant celebru al bisericii, al credinței, care în fața onestității și a realismului a capitulat. Asta ca să vedeți puterea pe care o stârnește onestitatea la nivelul relațiilor. Al doilea lucru, inima curată este opusul prefăcătoriei. Poate cea mai frumoasă definiție a celor cu inima curată este oferită de un profesor. Oamenii caracterizați de onestitate și au fost eliberați de tirania unui sine divizat. Asta înseamnă să ai inima curată, să fii onest, să fii sincer. Lucrurile astea să te definească, să scapi de tirania unui sine împărțit, fragmentat. În urmă cu mai mulți ani, am trăit o experiență neobișnuită. Împreună cu Nicoleta am hotărât să o invităm pe vecina noastră de palier la o cafea. A venit, planul nostru a fost să nu discutăm absolut nimic despre credință. N-am vrut să o punem într-o postură stânjenitoare să vorbească despre lucruri pentru care nu e pregătită. Însă, spre surprinderea noastră, ea a deschis subiectul acesta și îmi povestea despre niște colegi din contextul de la locul de muncă care erau pocăiți și făcut următoarea afirmație. Deci, ceea ce, zice, nu-mi place la pocăiți, e că am văzut la ei un fel de prefăcătorie. Ce-mi place la noi, la ortodoxi, este cum îi știi pe oameni așa sunt. Am încremenit în momentul ăla și momentul ăla a dat naștere la o căutare de onestitate și am zis, mă, oare ne-o citit corect? Oare asta e impresia? Asta e realitatea în care noi trăim? Și dacă are dreptate, ce ne facem? Cea de-a treia direcție. Inima curată facilitează conectarea autentică. Nu știu dacă faci un exercițiu simplu, mental, oamenii cu care simți că ai cea mai bună chimie și conexiune. Știu că sunt anumite afinități incontestabil cu privire la lucrul acesta. Dar pentru mine, întotdeauna, oamenii care au putut fi absolut reali sunt oamenii cu care am simțit că am o legătură profundă, dincolo de politețuri și de interacțiunea zilnică. Proverbe 27:19 spune: cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Sau, cum spune noua traducere, așa cum în apă fața se reflectă ca față, tot astfel și inima omului reflectă pe un alt om. Dacă vă aduceți aminte, vrei, nu vrei, reacționezi la felul în care se comportă ceilalți. Și uneori și inconștient, în momentul în care există o anumită artificialitate, parcă resimți lucrul acesta și te îndepărtezi de celălalt. Pe când sinceritatea, deschiderea activează ceva magic uneori în relațiile noastre. La un moment dat am avut parte de o experiență stranie. Cred că a fost unul din momentele de cotitură care mi-a schimbat efectiv raportarea cu privire la cei din jurul meu. Era vorba de o persoană din afara contextului nostru, o cunoșteam de puțină vreme, abia ne-am cunoscut și dintr-o dată m-am trezit că povestind despre lucruri personale, încât eu am fost scandalizat de lucrul ăsta. Nu-mi venea să cred cum pot să discut cu o persoană străină din afara unei comunități creștine lucruri de o asemenea anvergură. Și atunci am conștientizat cea mai mare problemă. Unul din momentele de revelație de care mi-a făcut parte Dumnezeu. Și am zis, dacă în comunitate tot timpul te simți vizat, urmărit, scanat, judecat de către ceilalți, înseamnă că undeva e o problemă nocivă, toxică, la nivel de etos comunitar.
Să te simți cu un străin, cu o persoană cu care n-ai foarte multe de a face, că poți să discuți despre lucruri atât de personale, asta dă în vileac ceva despre pericolele unei comunități religioase în care suntem angrenați de multe ori. Ei, lucrul acesta m-a pus pe gânduri și cred că a generat una din frământările esențiale. Dacă ar fi să reduc la o singură lege spirituală tot ceea ce sunt până în momentul de față, aceasta ar fi lecția onestității. Uitați ce spune Michael Scott Peck. Nu poate exista vulnerabilitate fără riscuri. Nu poate exista comunitate fără vulnerabilitate și nu poate fi pace și în cele din urmă viață fără comunitate. Observi? Vulnerabilitatea presupune riscuri, răni la care te expui. Comunitatea, vulnerabilitate. Nu există comunitate autentică fără relații genuine, oneste. Iar viața și pacea presupune comunitate. Avea viață, avea pace, armonie. Toate lucrurile astea se regăsesc în acest spațiu. O singură întrebare am. Ne permitem astfel de pierderi? Asta e întrebarea crucială la care trebuie să ne răspundem fiecare. Știu din propria experiență prea bine că vulnerabilitatea poate fi înțeleasă foarte diferit și produce multă confuzie. Așadar, a sosit vremea să demistificăm un pic acest termen. Vulnerabilitatea nu este o formă de slăbiciune, nici de exhibiționism spiritual prin care atragi atenția asupra unor detalii picante din propria viață. Nu înseamnă să spui tot ce trece prin cap și nu este o formă de sinceritate forțată, presantă, în care cineva te împinge. Dimpotrivă, vulnerabilitatea înseamnă onestitate, înseamnă curaj, libertatea Duhului. Asta cred eu că e adevărata vulnerabilitate. În momentul în care Duhul îți dă ghes, simți că trebuie să vorbești despre un anumit lucru la grup sau într-un anumit context, într-o anumită relație, trebuie să faci, să fii gata, să-ți asumi riscul acesta. Este vorba de acea deschidere asumată la care suntem chemați să participăm. Vulnerabilitatea nu este o formă de slăbiciune, ci de curaj și autenticitate. Nici nu știu care dintre cei doi termeni definește cel mai bine vulnerabilitatea. Însă ambele cuvinte sunt importante pentru a înțelege lecția de astăzi. Îți trebuie puțin tupeu, nu-i așa, să fii tu însuți într-o lume atât de cosmetizată și obsedată de felul în care arată. Un nume care îmi place enorm de mult din spațiul românesc al fotbalului, există un jucător pe nume Ionuț Vână. Ăsta e numele cel mai potrivit pentru un jucător în realitatea vulnerabilității. Îți trebuie un pic de curaj, e o doză de nebunie care te încearcă dacă vrei să fii autentic în relațiile tale cu cei din jur. Vulnerabilitatea este o formă de asumare curajoasă. Îți trebuie puțin curaj să fii tu însuți cu toate imperfecțiunile tale înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, nu-i așa? Și iată o întrebare interesantă. Mă pot accepta pe mine însumi așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Pot trăi cu imperfecțiunile mele față de mine, Dumnezeu și cei din jur? Întotdeauna îmi răsună în minte acel gând al lui David din Psalmul 139 și încerc cu orice ocazie, la cateheză, când interacționez cu tinerii, să le reamintesc aspectul acesta. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Te întreb în această dimineață, dacă rezonezi la nivel emoțional profund cu privire la realitatea asta, să te poți iubi, să te poți accepta exact așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Inima
oferă inima curată, oferă o triplă revelație. Asta e cea mai mare descoperire pentru mine cu privire la fericirea de azi. Revelația sinelui, a Domnului și a seamănului. Realizezi în momentul în care ești onest că Dumnezeu e acolo, că te regăsești în celălalt, celălalt se oglindește în tine și că există o frumusețe de nedescris în a trăi ceea ce ne propune Hristos. Oricât de greu și de înspăimântați am fi în anumite momente. Cuvintele lui Martin Buber nu fac decât să întărească dintr-o perspectivă colaterală adevărul acesta. Atunci când doi oameni relaționează în mod autentic și uman, Dumnezeu este curentul electric care începe să circule între ei. Aduceți-vă aminte de cele mai bune momente de care ați avut parte în viață și care v-au amprentat și care au creat acele amintiri, momente de aducere aminte în viață, la care te întorci, pe care nu le poți uita, cât de împlinitoare și semnificative pot să fie. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar sinele nostru se află într-o adevărată sală a oglinzilor. Este vorba de o sală care are cel puțin vreo 4 oglinzi, în care noi constant, în timpul săptămânii, nu încetăm să ne privim. Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți? 3. Cum cred eu că mă percep ceilalți? Și în al patrulea rând, cum mă vede Dumnezeu? Ia să te văd. În fața cărei oglinzi crezi tu că zăbovesc oamenii cel mai mult? Părerea mea e că oamenii zăbovesc cel mai mult la întrebarea ce părere au alții, ce cred eu că zic, gândesc alții cu privire la mine. Ne comportăm cu o obsesivitate în a ne compara cu ceilalți, mai ales într-un context în care fiecare livrează cea mai bună versiune a lui în contextul rețelelor sociale. Pericolul, agonia și toată angoasa și anxietatea pe care o induc în viața noastră. Câtă vreme nu mă simt, nu trăiesc ca un prea iubit, o să-mi ratez toate întâlnirile adevărate pe care Dumnezeu mi le-a pregătit în această viață. Nici cu Dumnezeu, nici cu mine, nici cu celălalt nu mă întâlnesc. Câtă vreme nu mă pot iubi, nu mă pot accepta, nu mă pot vedea așa cum o vede Dumnezeu. Așadar, poate merită să zăbovim la câteva dintre piedicile care stau în calea unei inimi curate. Fără ezitare, cred că majoritatea de aici ați pune în vârf, în top, frica. Aș mai adăuga rușinea, vinovăția, ipocrizia și împietrirea. Să revenim un pic, mai ales dacă validarea mea vine din exterior, dacă nu mă simt cu adevărat împăcat până nu primesc de la ceilalți anumite confirmări, vă dați seama cât de mult, cât de dependent voi fi de părerea celorlalți, cât de mult îmi va ocupa spațiul mental interior. Efectul fricii a fost studiat inclusiv în viața corporațiilor de succes. Dacă vrei să existe în corporația ta o cultură a creativității și inovației, oamenii trebuie educați să-și învingă aversiunea față de risc. Teama conduce la aversiune față de risc, iar aversiunea față de risc ucide inovația. Dacă la nivel relațional nu există libertate, oamenii nu se vor simți încurajați să îndrăznească, să facă greșeli, să dea cei mai buni. Un cuvânt care am hotărât în anul acesta să-i acord ceva atenție este cuvântul rușine. Ceea ce mă uimește la cuvântul acesta e faptul că secretă o forță paralizantă, difuză și de multe ori îi trecută cu vederea în viața noastră. Rușinea își trage forța din faptul că nu poate fi redată în cuvinte. E atât de greu când te simți rușinat să vorbești, să exprimi ceva. De aceea victimele ei predilecte vor fi perfecționiștii. Asta îmi sună atât de bine mie.
Mecanismele de coping sau adaptare în fața ei sunt trei. Unii se îndepărtează de oameni, se ascund, nu vor să vadă pe nimeni. Alții se orientează înspre oameni, căutând cu orice preț să intre în grațiile celorlalți, să se facă plăcuți, în timp ce alții se orientează împotriva oamenilor, folosind rușinea împotriva rușinii ca monedă de schimb. Însă aceste strategii ne împiedică să stabilim o legătură autentică, profundă cu cel de lângă noi. Prin ele ne detașăm de suferința pe care ne-o provoacă rușinea. Dacă vă aduceți aminte, pe primele pagini ale Bibliei, Dumnezeu îl întâmpină pe Adam cu două întrebări. Unde ești? Și cine ți-a spus că ești gol? Cât de mult contează să te expui în fața unor astfel de întrebări înaintea lui Dumnezeu? Pentru alții, salvarea de frică, rușine, vinovăție vine prin faptul că începem să jucăm teatru, să pretindem că nu s-a întâmplat nimic, că suntem ok în toate aspectele vieții noastre. Soluționarea disconfortului prin ipocrizie sau negare este întotdeauna o strategie perdantă. Niciodată n-ai de câștigat la nivel relațional, nici față de tine, nici față de Dumnezeu, nici în relația cu cei din jurul tău. Cineva m-a întrebat la un moment dat, vis-a-vis de ipocrizie și împietrire, fazele cele mai agravante, cum înțelegi tu Ieremia 9, versetele 4 la 6? Îngăduiți-mi să citez. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul. Își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Doamne, ce exprimare! Locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt, nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Nu știu dacă realizăm cât de gravă este situația pe care o radiografiază profetul Ieremia în vremurile sale. Cât de adâncă era această ipocrizie. Ce șansă să stabilești relații autentice cu oamenii respectivi, în care te simți tot timpul vânat, tras pe sfoară. În urmă cu mai mulți ani, am fost cu tinerii într-o tabără și la sfârșitul taberei, frumos i-am încurajat dacă vor să împărtășească, să ne spună ceva din ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața lor. Nu mă așteptam la descărcarea acelor lucruri cu atâta onestitate și vulnerabilitate. Un medic care a fost cu noi în această situație din afara contextului nostru a rămas șocat și a zis: în viața mea n-am trăit așa ceva. Vedeți, noi avem impresia că oamenii vor fugi de noi dacă înțelegem inima curată în sensul deschiderii și a realismului. De fapt, lucrurile astea ajută să vadă că suntem oameni normali, că suntem în niște căutări și că îl dorim pe Dumnezeu. Ce altceva validează prezența lui Dumnezeu în viața unui om sau în viața unei comunități decât recunoașterea neajunsurilor și a lipsurilor? Vedeți cum ne întoarce exact la prima fericire. Ești fericit când te afli la capătul puterilor, când nu mai ai soluții, când nu mai știi ce să te faci. Oare ce piedică am identificat eu în această zi, din această listă sumară? Dacă vă mai aduceți aminte, până și marele profet Samuel gafează monumental. Ajunge în casa lui Ișai, îl vede pe întâiul născut, frumos, bine crescut, arătos, zice: negreșit unsu Domnul aici. Și exact atunci Dumnezeu îi vorbește: Samuele, omul se uită, inclusiv el a gafat. La ce izbește privirile? Dumnezeu se uită la inimă. O întrebare practică este inevitabilă în această dimineață. Leac pentru o inimă deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Dacă pui un astfel de diagnostic, ce fel de soluții cauți pentru această inimă? Este o întrebare care străbate Scriptura. Iată câteva răspunsuri pe care le-am găsit. În primul rând, ar trebui să înceapă
în rugăciune: cercetează-mă, Dumnezeule. Asta e o rugăciune cu care să vii aici, cu care să pleci de aici, cu care să-ți începi ziua. Interesant, Psalmul 139 începe și se încheie cu aceeași idee. Tu mă cercetezi și la final îl văd în genunchi. Cercetează-mă. Ce schimbă partea de final față de început? Știe Dumnezeu mai mult la final despre inima lui David decât știa la început? Fals. Cel care știe mai mult despre inima lui este David. Fiindcă îl invocă pe Dumnezeu, îl ia ca prieten să-l ajute să-și cunoască inima și să vadă pericolele la timp. În al doilea rând, căința. Ai milă de mine. Nu doar în Psalmul 51, ci și în Noul Testament, în nenumărate întâlniri cu Iisus Hristos. Ai milă de mine, păcătosul. Atât de greu se lasă învățat această rugăciune pentru noi. Nu știu dacă ai remarcat ce face Hristos în predica de pe munte, cum investighează comportamentul exterior în lumina scanării pe care o face inimii noastre. Și ia câteva lucruri din decalog, să nu ucizi. Și zice, hei, dar când s-a întâmplat ultima dată în care ai jignit pe cineva printr-un răspuns mânios? Hopa! Apoi merge mai departe. Când ai privit într-un mod care nu ți este îngăduit ultima dată? În momentul în care te uiți la viața ta și după ani de credință în relația cu Dumnezeu, absolut totul se schimbă. În percepția, îngăduința, deschiderea pe care o ai în relația cu cei de lângă tine. Și realizezi că desăvârșirea este un deziderat, că suntem într-un proces de creștere, de modelare, de transformare, de primenire interioară. Și întrebarea cheie aici este: care ne sunt adevăratele intenții și motivații? Eu cred că asta produce adevărata creștere la nivel spiritual în sfera credinței. Oare cu ce motivație? Că dacă te întrebi așa, poți să faci lucruri bune dintr-o motivație greșită. Și puterea de a detecta la timp lucrurile astea se dovedesc salvatoare. Mai departe, zidește în mine regenerarea. Convingerea că dacă Dumnezeu nu te schimbă la nivel structural, nu poți să fii un om nou. Asta e convingerea de bază a creștinismului, că Dumnezeu lucrează, mântuirea e opera lui Dumnezeu în viața noastră fiecăruia. Mai mult, în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice. S-a dat verset. Ne aducem aminte că în tinerețe ne plăcea să ne trimitem încurajări prin versetul ăsta. Mai mult decât orice. Asta înseamnă atenție, conștientizare, vigilență față de ce se întâmplă la nivel interior. Mai mult, un puritan a avut o predică celebră spre puterea de expulzare a unei mari iubiri. Iubirea, afecțiunea. Dacă afectul meu se află în relația cu Dumnezeu și îi simt iubirea și îi răspund în iubire, asta îmi va da putere în fața ispitelor, în fața problemelor și a provocărilor. Ne apropiem încet de final, așa cum reflectă fața în apă nevoia de conectare, de întâlnire reală cu cel de lângă noi și fericirea de azi, ferice de cei cu inima curată, nevoia de onestitate. Probabil că sunt și alte lucruri în Scriptură, însă ne pot oferi anumite jaloane, anumite repere prin care să căutăm bunăvoința lui Dumnezeu și leac pentru o inimă deznădăjduirea și nespus de înșelătoare. Dacă mi-aș permite o parafrazare a fericirii de azi, ar suna în felul următor: ferice de cei ce își văd inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu și pe ceilalți. Dacă empatia te conectează cu celălalt, inima curată te conectează cu tine, cu Dumnezeu și cu celălalt. Compasiune și sinceritate. Două invitații incredibile în două duminici la rând. Iată de ce cred că este premisa de bază a reconcilierii.
Doar un om care știe ce înseamnă empatia și sinceritatea poate să facă pace, poate să armonizeze, poate să creeze poduri și punți între oameni. După cum spunea Maica Tereza, suntem un ordin contemplativ. Ne trezim dimineața de vreme să-L contemplăm pe Hristos și după care ne ducem să-L găsim pe străzile Calcutei, tradu ale Clujului. Cum s-ar schimba paradigma ta la locul de muncă dacă ai începe ziua gândindu-te, mă deschid spre Hristos și mă duc să-L regăsesc la locul de muncă, în echipa de oameni cu care lucrez? Ce perspectivă ne-a oferit această femeie dacă o priveai la cât era de slăbuță și fragilă, nu-i dădea mari șanse? Ce convingere avea în adâncul sufletului ei? Ferice de cei vulnerabili, este concluzia zilei de astăzi, căci ei nu vor duce lipsă de relații autentice. Cred că n-au fost cuvinte în perioada asta pregătitoare pentru fericirea de azi care să mă urmărească mai mult cum sunt cuvintele pe care Sfântul Toma din Aquino ni le lasă. Uitați ce zice el. Dumnezeu nu poate fi insultat decât atunci când acționăm împotriva fericirii noastre. E o problemă de definiție. Cum definești tu fericirea? Fericirea înseamnă asta. Hristos zice, poftim, fericirea înseamnă asta. Tu ce alegi? Insulta sau credința?